Salut, prieteni! Cu prilejul zilei dramaturgiei românești, TDR vă oferă o serie de discuții, de interviuri, în care vom afla care este opinia a patru actori români despre patru dramaturgi români pe care i-au cunoscut din postura de practicieni. Și vom începe în fanfar această serie de interviuri cu colegul și prietenul meu, Alexandru Pavel. În regulă? Astea erau aplauzele, da. Ce am marcat aici. A durat ceva de când... De când am mai auzit aplauze. Da. Câteva luni bune. Așadar, vorbim despre Steaua fără nume, Mihail despre Sebastian. Steaua fără nume și Mihail Sebastian. Povestește-ne foarte pe scurt, pentru sigur, cei puțini care n-au văzut acest spectacol, care este subiectul piesei? Subiectul piesei, simplu spus, într-un orășel de provincie, undeva pe Valea Prahovei, într-o seară, într-o gară unde nu opresc trenurile rapide, e dată jos dintr-un tren o femeie tânără, blondă, frumoasă, cum se descrie mai târziu, pentru că n-are bani de bilet. Tot ce are asupra ei sunt niște jetoane de la cazinoul din Sinaia, de unde a fugit. Din întâmplare, în gară în acel moment, se află un profesor de matematici și astronomie, pe care îl interpretez eu, Marin Miroiu, care a comandat de la București o carte foarte scumpă. Aflăm noi mai târziu. Undeva pe la vreo 2 salarii de ale lui costă cartea. Și pentru că femeia n-are acte, n-are unde să rămână noaptea aia, nu vrea să meargă la poliție, profesorul se oferă să o găzduiască în umila lui locuință. Și de aici nu dau spoilere. Ba trebuie. Nu știu dacă să spun că se îndrăgostesc sau nu unul de altul, cert e că există o atracție reciprocă, probabil o fascinație, la început o tatonare sau din partea ei o teamă. Când el vorbește despre lucrurile care îl pasionează, devine fascinant pentru ea. Se întâmplă lucruri între ei. Uite, aici poți să nu dai spoiler dacă rămâne sau nu cu fata. Asta... A doua zi dimineață... Vine bărbatul de lângă care a fugit ea în seara precedentă de la Sinaia. Și nu știm dacă rămâne sau nu cu fata. Vorbește despre personajul tău, despre Marin Miroiu. Marin Miroiu... Ce fel de profesor e? E un profesor ciudat. Nu cred că are vocație pedagogică, pentru că e foarte timid, foarte... asocial, închis în bula lui, așa cum descrie și un alt personaj din piesă, domnișoara Cucu, un om care se închide singur în casă ziua și noaptea, ca să citească, să citească, pentru că are un secret. A găsit o stea. Secret pe care îl dezvăluie necunoscutei. În actul 2 din piesă. Înțeleg din titlu că încă n-are nume. Steaua n-are nume. Da. Piesa inițial se chema Ursa Mare. Sebastian a numit-o Ursa Mare. După primele lecturi, cei de la conducerea Teatrului Alhambra, unde a avut premiera oficială, i-au zis că e prea literar titlul și atunci i-au sugerat să o numească Steaua fără nume, lucru care pe el l-a nemulțumit. Dar... a rămas Steaua fără nume. E, ceva au simțit și ei că e probabil mai... aveau ei dreptate și nu el. Revenind la Marin Miroiu, un om care se închide singur în casă ziua și noaptea și citește pentru că vrea să afle dacă într-adevăr el a descoperit steaua sau fusese descoperită de altcineva înainte. De-aia a și comandat acest atlas ceresc care costă 22.000 de lei. Și care îi confirmă că, într-adevăr... Nu știm dacă îi confirmă sau nu, pentru că n-are timp să o citească din cauza ei. Ca întotdeauna, o femeie se pune contra unei descoperiri exact. Științifice. Până când toate astea? Până când steaua se va numi ca ea. Așa, bravo. Și apoi, în lucru tău, cum ai ajuns la acest personaj? Care a fost primul contact cu dramaturgia lui Sebastian? Prima lectură? Care a fost impresia la acest proiect? Spectacol? E foarte greu de spus, pentru că
Eu îl iubesc pe Sebastian dinainte de a lucra la acest proiect. Pe romancierul Sebastian? Pe dramaturgul Sebastian în primul rând și după aia pe romancierul Sebastian. Personajele, mai ales personajul ei, al necunoscutei, e o combinație între mai multe femei pe care le-a scris Sebastian și mai multe femei pe care le-a iubit Sebastian. Foarte mult din Mona, din necunoscuta, din Steaua fără nume, se regăsește în Nora din Accidentul. Uh-huh. Și în Accidentul, Nora, după ce are accidentul cu tramvaiul și ajunge la Paul acasă, spune că descrie această întâlnire a lor. El o întreabă dacă ar descrie-o ca pe o aventură și ea răspunde nu, nu ca pe o aventură, ca pe o întâmplare. Ceea ce e destul de mult, pentru că mie nu mi se întâmplă niciodată nimic. Așa e și Mona din Steaua fără nume. Nu îi se întâmplă niciodată nimic, sau cel puțin aparent, până când în această seară, în această gară, în acest orășel de provincie, îi se întâmplă ceva. Această iubire improbabilă... Această iubire improbabilă și imposibilă. Un om ca el și o femeie ca ea nu s-ar fi întâlnit niciodată. Cu atât mai puțin să se fi iubit vreodată. Da, vorbește-mi despre particularitățile de stil. Ale lui Sebastian. Da, da, cum le-ai descoperit treptat din perspectiva omului care trebuie să interpreteze? Sebastian e un poet al dramaturgiei. E și un, ca romancier, el e un poet. Toate scrierile lui sunt lirice. În sensul bun al cuvântului, nu în sensul patetic, așa cum poate l-ar descrie unii. Ce a fost cel mai greu e să depășesc acest lirism, să rămână poezia, dar să fie umplută de viață, viață adevărată, reală. Adică să nu rămână la un, un registru declamativ. Da, 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 da. Pentru că mult din text și mai ales monologele lui Miroiu, când îi vorbește despre stele Monei, sunt foarte lirice, foarte lirice. Ceea ce, nu, o spun ca om care a fost partener al tău în acest proiect și care a urmărit evoluția ta, mai ales după premieră, pot să spun că sunt foarte plăcute. Adică ajung foarte frumos la public. Sigur că mai ales la publicul feminin, având această componentă melodramatică ușor, dar, bine de sensibilitate, da, să-i spun. Sensibilă. Având această componentă sensibilă, emoționează foarte puternic. Da, sper. Da, spun că eram acolo. Iar ce m-a ajutat pe mine la lucru a fost faptul că ceea ce pentru unii ar fi un impediment, pentru mine a fost o salvare, cumva, faptul că am lucrat la acest rol pe dublură cu colegul și prietenul Andrei Huțuleac. Uh-huh. Și eu cred că am furat foarte mult unul de la altul, ceea ce e bine. Uh-huh. Ce n-aveam eu, am luat de la el, ce n-avea el, a luat de la mine. Ce n-aveai tu și ai luat de la el? Curajul de a fi și comic, dar prin faptul că e ridicol acest profesor. E ridicol pentru că el nu știe să se comporte cu lumea, e un antisocial. Ce era această teamă de ridicol, un impediment pe care l-ai simțit în nu, lucru, în momentul în care ai citit prima dată textul? Nu era neapărat teama de ridicol, cât faptul că mă concentram mai mult pe latura sensibilă, de care ulterior am reușit să scap păstrându-i poezia și să adaug ridicolul personajului, nu ridicolul actorului. Fire. Povestește-mi despre un moment relevant pentru dramaturgia lui, a lui Sebastian. Din acest text. Da, din acest da, text. Da. Păi, cred că monologul în care îi vorbește Monei despre stele. Sunt serii în care tot cerul e pustiu, rece, cu stele reci, moarte, într-un univers absurd în care numai noi, în marea noastră singurătate, ne zbatem pe planetă de provincie. Ca într-un târg unde nu curge apa, nu arde lumina și unde nu opresc trenurile rapide. Perfect. Despre asta e dramaturgia lui Sebastian.
despre întâmplări improbabile și imposibile, ca în toate piesele lui. Ai avut vreo schimbare de opinie în ceea ce privește, nu știu, sonoritatea textului sau în ceea ce privește stofa narrativă acum că ai interpretat acest rol? Ai avut vreo răzgândire? Ai dobândit vreo certitudine? Cum ți s-a modificat percepția? Am dobândit certitudinea că îmi place în continuare Sebastian și mi-ar plăcea să joc în toate piesele lui. Păi, să te audă Dumnezeu. Dacă ți s-ar oferi șansa să o iei de la capăt cu acest personaj, cu profesorul Miroiu, într-un cu totul alt context. În altă montare. În altă montare, da. Ce-i schimba? Așa, la o primă strigare. Nu știu dacă aș schimba ceva. În general sunt nemulțumit de mine, dar aici pot să spun că sunt mulțumit de mine. Adică ai orientat căutările tale interpretative spre aceleași coordonate? Da, cred că da. Nu văd altfel. Deocamdată, poate peste un an, peste doi, o să-mi schimb această opinie, dar acum nu cred că se poate altfel. Nu cred că pot acum eu nu altfel. Nu se poate deloc. Dar... Acum nu se poate deloc. Nu cred că aș putea eu altfel. Cred că tot în zona asta m-aș duce. Depinde foarte tare cine ar fi, dacă ar fi altă parteneră. Uh-huh. Atunci, probabil, sigur, câteva lucruri s-ar schimba. Pentru că relația e vie și necontrolabilă, neplanificabilă. Cu acest gând frumos al relațiilor vii și neplanificabile, mulțumim domnul Alexandru Pavel. Mulțumesc și eu. Și rămâneți alături de noi pentru interviuri cu alți actori români despre dramaturgi români în parcursul de la scris la spus.